einem Geschäftsmann ein Geschäft vorzuschlagen. Und wir alle als begeisterte Coralinis sind ja... Prezentarea mea va fi dedicată temei cum să prezinți unui om de afaceri oferta companiei Coral. Într-adevăr, le poți propune să schimbe lumea și mai sunt oameni care pot fi un model, poate să fie un star de televiziune, poate să fie antreprenor. Despre asta vom vorbi astăzi, cum putem convinge o astfel de persoană și despre asta voi vorbi. Cum poți convinge o astfel de persoană să colaboreze cu Coral și cum poți să-l prinzi în această afacere? Trebuie să înțelegem faptul că oamenii de afaceri sunt atât de concentrați pe propria idee, ca și cum nu mai văd altceva în fața ochilor, așa cum se întâmplă cu fotbaliștii care sunt dedicați complet următorului meci, antrenorului, antrenamentului cu echipa și așa mai departe, sau un fotbal, sau un antreprenor obișnuit care își vinde propriile produse sau servicii de prea mulți ani și mulți ani a făcut doar acest lucru și știe doar asta să facă și sigur că el este un profesionist în domeniul său, însă pentru asta trebuie să depășească anumiți factori care îl deranjează pe sine și trebuie să-l convingeți de fapt să vadă cum funcționează alte lucruri, dar este atât de prins de propria afacere, astfel încât nu este dispus să asculte alte idei. Al doilea aspect, e vorba de carieră și bani. O astfel de persoană are o bună carieră, suficienți bani. Și dacă cineva, un profesionist din Bundesliga sau, să spunem, un afacerist care nu are o afacere extraordinar de înfloritoare, el își dorește, de dragul bunăstării, să lucreze mai mult și mai mult și să fie și sănătos. Dar dacă are bani, sigur că îi le pune la bancă, cumpără o mașină, cumpără tot felul de lucruri, mai mult sau mai puțin utile. Și apare întrebarea, cum arată situația cu timpul liber, cu timpul dedicat familiei și așa mai departe. Toate aceste lucruri trebuie cântărite, să vedem de ce are nevoie persoana respectivă și ce îi prisosește. Singura problemă aici este că pe calea spre succes, mulți suferă și poate fi vorba de familie sau de sănătate și refacerea acestora este foarte dificilă. A doua temă, subiect important, este faptul că banii strică omul. O să spun puțin altfel. Banii arată de fapt adevăratul caracter al unui om. Și unii devin hoți, alții devin șantajiști sau comercianți sau cei care fac trafic de droguri. Deseori, un antreprenor sau antreprenorii nu sunt oameni răi, absolut deloc. Pur și simplu e însă mari probleme cu banii. La fel și oamenii de afacere. Afacere au foarte multă responsabilitate, încearcă să facă lucrurile pozitiv, încearcă să facă lucruri nu doar pentru sine, ci și pentru alții și pentru mediul de afaceri. Eu știu câțiva oameni de afaceri, mă uit la ei ce fac, își susțin angajații, ajutându-i cu grădinițele, participă la programele de ajutor din Africa, încearcă să ajute pe familia celui cuiva care a decedat. Deci tot timpul se străduiesc să ajute. Ei încearcă să-și păstreze conștiința curată în munca pe care o fac, ajutându-i pe alții. Și ce este interesant legat de acest lucru? Imediat ce un antreprenor află despre sensul Coral, el începe că există o anumită energie pe care o consumă spre lucrurile bune, el o poate consuma pentru a ajuta lumea cu ajutorul Coral. Fiind antreprenor foarte mulți ani,
am încercat să ajut oameni. Și pentru că am văzut multe persoane care erau în mare necaz. Și aici am văzut că pot ajuta mai mulți oameni și spiritual și fizic. Și am început, sigur, să am un sentiment foarte plăcut de ajutor a persoanelor și a apărut dorința în mine de a mă dezvolta mai departe și de a schimba viața în bine pentru mulți oameni. Puteți să mă credeți, pentru că poziția mea a fost de la început așa, iar Coral mi-a deschis oportunitatea de a mă realiza în acest sens. Într-adevăr, în cazul meu, eu vorbesc despre propriul meu caz, sigur că sunt o persoană care trebuie să asigur munca, salariul multor oameni, care trebuie să am grijă de foarte multe persoane. Și când ești tânăr, nu te gândești la pensie, dar ca antreprenor mai în vârstă, începi să te gândești la asta și ai conștiința viitoarei generații. Începi să te gândești că trebuie să faci ceva pentru copiii tăi. Iar această idee, acum am 40 de ani și mă gândesc așa, dar când eram tânăr, gândeam altfel. Gândindu-te că trebuie să asigur viitorul generației care vine, ești mult mai atent cu ceea ce faci pentru generația următoare. Te gândești dacă ai urmași, te gândești dacă îi poți ajuta pe cei din jur, ești mult mai atent la felul cum te raportezi la ceilalți, la felul cum iei hotărârile și susții din toată inima întreprinderea pe care o ai. Pur și simplu trebuie să găsești oportunități în jurul tău și dacă te gândești că stai doar în fotoliu ca director, trebuie să ții gândul de la asta, pentru că trebuie să fii mai atent la ceea ce faci, ai foarte multă responsabilitate. Mulți înțeleg ceea ce am spus eu mai devreme foarte, foarte târziu și este prea târziu să mai facă ceva. Când ajung la o anumită vârstă, se gândesc să vândă compania, trebuie să găsească un investitor. Investitorul îi spune, de ce să am eu nevoie de această companie dacă tu ca proprietar antreprenor te gândești să o vinzi? Și nu este exclus ca în acest caz firma să aibă anumite datorii, anumite obligații neîndeplinite. Înțeles că prezintă multe riscuri, iar firma respectivă nu va fi vândută pentru o sumă bună. Și practic nu vei reuși să o vinzi pentru banii de care ai nevoie ca să trăiești în continuare. După care, sigur, știi că vei pleca la pensie și peste 2-3 ani totul va fi distrus și va intra în faliment. Multe societăți, sigur, trăiesc astfel de momente de sărăcire, așa o numim noi în Germania, și sigur că îți dorești să trăiești o viață completă, de calitate, dar e posibil că nu prea ți iese la 70-80 de ani să trăiești cum trebuie, pentru că ai probleme cu sănătatea. Iar oamenii nu își pun această problemă la tinerețe și o pun la bătrânețe. Iar eu am înțeles că o afacere tradițională nu este o garanție a venitului pasiv. Și când un antreprenor înțelege asta, începe să caute alte variante. Sau, de exemplu, să luăm un jucător de fotbal profesionist care înțelege într-adevăr că la 30-40 de ani își termină cariera sportivă și trebuie să facă ceva care să-i asigure supraviețuirea ulterior. Și are nevoie de o structură de marketing foarte bună, iar Coral Club este foarte potrivit din acest punct de vedere. Pentru că este foarte simplu să vizi, pentru că nu sunt datorii, doar obiective pe care trebuie să le atingi. Și sigur,
poți să faci acest lucru liniștit. Deci o astfel de abordare este una foarte bună pentru viitor. Eu nu muncesc pentru bani, ci pentru că trebuie să-mi fac un bine. M-am gândit în primul rând la sănătatea mea, la timpul meu, la finanțele mele. Trebuie să fiu o persoană sănătoasă, trebuie să am o rezervă de libertate pentru a inspira pe oameni, pentru că dacă nu voi avea succes, ei nu mă vor urma. Deci trebuie să fiu un caracter care să acționeze ca un magnet asupra altor persoane. Și într-adevăr mi-am găsit chemarea aici. Mi-amintesc cum la o conferință am auzit o discuție, o prezentare și mi-am spus că pot să vând echipamente de 1 milion pentru răcirea computerelor, dar este foarte important să-i ajut pe oameni să aibă un stil de viață sănătos, să aibă grijă de sănătatea lor. Iar acest lucru m-a inspirat și mi-am urmat chemarea și sigur că toți ar trebui să ne dorim să fim mai buni, pentru că atunci când părăsim această lume, cei care rămân în urma noastră să se mândrească cu ceea ce am făcut. Și apare întrebarea, cum putem să luăm legătura cu un om de afaceri de succes? Noi trebuie să înțelegem că un om de afaceri de succes este prea puțin interesat să câștige încă 1000 de euro. El nu are posibilitatea de a sta de un client câteva luni pentru a face această sumă. De aceea noi trebuie să înțelegem care sunt nevoile lui, care sunt necesitățile lui pentru a atrage în relații de afaceri. Eu știu că mulți au probleme de sănătate, că într-adevăr trebuie să se gândească la sănătate, dar nu au timp să o facă. De aceea trebuie să ne gândim la rezultatele folosirii produselor. Numărul 2, poate că este o persoană bună, care a făcut lucruri bune înainte. Este posibilitatea să-i arătați faptul că schimbarea lui pozitivă poate fi transmisă și altor persoane, de să facă și altceva bun. Și în acest caz, a treia întrebare care poate fi pusă unui astfel de om de afaceri de succes. Aveți o afacere tradițională, credeți că peste 20, 30, 40 de ani vă veți permite să trăiți pe baza ceea ce ați făcut acum? Uitați, există structură de marketing care vă poate ajuta să trăiți și să trăiască și viitoarele generații care vă vor urma. Vă puteți construi o afacere paralelă cu cea tradițională, care vă poate asigura la bătrânețe și sigur să vă îndeplinească și nevoile pe care le aveți. Unui om de afaceri trebuie să-i propuneți o afacere plină de sens. Vă puteți gândi cum să construiți o astfel de discuție. Dacă, de exemplu, mă adresez unei persoane de succes, trebuie să pun și întrebarea corectă. Este o persoană, da? Dacă, de exemplu, e vorba de un star, îl întâlnești pe David Beckham la aeroport. Este o persoană care are anumite nevoi și că poate tu ai soluția la acele nevoi. Poate că poți să fii student, poți să fii politician, poți să fii Madonna, deci trebuie să-i propuneți acelei persoane ceva util și asta o faceți adresându-le niște întrebări utile. Să-l priviți în față și să-l întrebați cum doarme, cum se odihnește. Trebuie să găsiți un punct comun de la care să porniți să-l ajutați. Iar după asta, el se va deschide către tine și te va întreba, dar ce îmi propui să fac? Mulți se sperie atunci când primesc o altfel de reacție, dar nu trebuie să vă pierdeți în fața răspunsului și să continuați discuția. Și de aici începe munca dumneavoastră, această activitate, pentru că
Așa puteți stabili contacte cu oameni de afaceri de succes și eu cred că va fi o experiență dumneavoastră, pentru dumneavoastră importantă și veți putea continua discuția cu astfel de persoane.